Grea, dar meritată. Așa poate fi caracterizată victoria celor de la Corvinul Hunedoara în fața lui Minaur Baia Mare în turul finalei barajului de promovare în Liga 2 de fotbal. Hunedoreni, care au jucat pe teren propriu în fața circa 10.000 de spectatori, au început meciul nu tocmai bine, Jairo înscriind în propria poartă. Gazele au revenit rapid și au egalat prin Arnăutu 1-1, fiind de altfel și scorul la pauză. Corvinul s-a impus în cele din urmă cu scorul de 2-1 grație golului de pe final de joc înscris de Mogos și pleacă cu prima șansă în meciul retur, având și un avantaj moral asupra celor de la Baia Mare. O victorie muncită. Un meci început de noi, chiar pot să zic că nu exact așa cum ne așteptam, dar având în vedere și adversarul, pentru că e un adversar care, cum a spus Max, și-a câștigat seria, a câștigat celălalt baraj, o echipă bunicică, dar puteam începe puțin mai bine, dar într-un final e bine că am câștigat și mergem cu oarecare moral la ei. Antrenorul Hunedoarei Florin Maxim era ușor dezamăgit de golul primit, dar per total s-a declarat satisfăcut și de joc și de rezultat, dar și de sprijinul publicului. Ne bucură rezultatul. Știam că va fi un meci dificil pentru că finalele așa sunt. Am simțit la jucătorii mei o presiune să joci cu 10.000 de oameni în tribune. Nu e chiar ușor. Sunt mulți dintre ei care nu au trecut prin astfel de momente, dar mă bucură sfârșitul de joc. Foarte bun, foarte, foarte bun, consistent. Asta cumva mă nemulțumește că am intrat nu cu trac, că nu am ce să le reproșez. Mă nemulțumește puțin și golul luat din fază fixă, pentru că puteam să levităm foarte ușor oferind cornerul celor de la Baia Mare. După aia în marcaj ne relaxăm. Cumva astea mă nemulțumesc. Dar m-a mulțumit total dăruirea lor și cei care au intrat de pe bancă. Ăsta e spiritul. Trebuie să înțeleagă toată lumea că promovăm împreună și împreună mă refer și la public și la toată lumea care ne-a susținut. Și jucătorii Corvinului sunt mulțumiți de rezultat, subliniind și aportul publicului, fiind înregistrat un record de audiență la acest nivel, mai ales că partida care a strânit un viu interes nu doar pe plan local, a fost și televizată. Un meci foarte greu, ne așteptam că o să fie un meci greu, de asta am și intrat montați. După cum s-a văzut, am luat golul ăla, trebuia să fim mult mai atenți la fazele fixe, cum ne-a spus și mister, că trebuie să fim foarte atenți. Am intrat montați, ne așteptam că o să fie un meci greu de luptă. A fost un moment în care am intrat și în jocul lor, dar e bine că am câștigat și ne-am făcut treaba. Excepțional și lumea, bineînțeles, o atmosferă foarte frumoasă. Ne așteptam că o să fie, că suntem susținuți de oameni din Hunedoara. Meciul retur se va desfășura miercuri 8 iunie la Baia Mare și nu se va ține cont de regula golului marcat în deplasare. În cazul în care băimărenii vor avea un gol avans la finele celor 90 de minute, se va trece la prelungiri, iar dacă egalitatea la general persistă, promovata în Liga a doua se va decide după executarea loviturilor de la 11 metri.